Mai multe persoane cu probleme cardiace, renale și dureri abdominale din satele Canlia, Galița și Ciobănița au fost transportate cu șenilatele la Centrul Medical din Băneasa și la Spitalul Județean din Constanța, unde au primit îngrijiri de specialitate. Autoritățile au decis să mențină închise mai multe porțiuni de pe 3 drumuri naționale, 12 drumuri județene plus cele două autostrăzi A2 și A4. La Ostrov? Păi pe partea aia, pe la Murfatlar. Păi e închis pe acolo, sigur. Păi și pe unde vreți să o văd? Mai e un drum și pe aici. A, ăla județean? Da. Nu știu, e riscant pe acolo. Probleme au fost și în ceea ce privește traficul naval. Porturile au rămas închise și noaptea trecută, însă marea învolburată și țurțurii de gheață formați au oferit un adevărat spectacol celor care s-au încumetat să iasă aseară la plimbare pe faleza de la Casino. Întotdeauna așa este la Mărmăriala. Asta și cerul, tofu și vărbual. Și a ieșit acest peisaj frumos. Ce faceți pe vremea asta? Am ieșit puțin la plimbare să vedem vremea. Dar nu îngheața nasul? Nu chiar, dar nu stăm foarte, foarte mult. Am venit să vedem valurile. Răgazul luat de iarnă târzie a fost de scurtă durată. De azi dimineață, de la ora 7 și până diseară la ora 23, Constanța este din nou sub cod galben de gerni, soare și viscol. Un ciclon mediteranean a lovit cu putere zona de sud a județului, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 30 de centimetri. Abia după miezul nopții, situația se va calma. Vântul va scădea în intensitate, iar cantitățile de precipitații vor fi din ce în ce mai reduse.